Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Sunt ca robul acela care raporta stăpânului la un moment dat. Am făcut cum ni s-a spus și tot mai este loc. În urmă cu peste 35 de ani am ajuns în adunarea aceasta pentru prima dată. Satisfăceam stagiul militar aici la Timișoara. Era biserica veche, erați mai puțini, de atunci Dumnezeu v-a înmulțit, a tot chemat la pocăință, sunteți un număr impresionant, dar tot mai este loc. Și aș vrea să strig să se audă nu numai aici în adunare, să se audă și afară, să audă și acei care astăzi stau încă nepăsători, că în biserica aceasta, că la împărăția lui Dumnezeu încă mai este loc. Și Dumnezeu să mai cheme și în seara aceasta. Mulțumim Domnului că suntem aici la începutul, încă luna ianuarie, considerat început din an. Doresc ca în anul acesta Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți un an binecuvântat și El să împlinească toate planurile bune pe care le-ați făcut. De asemenea, din partea bisericii de unde vin, transmit pentru dumneavoastră urări de sănătate, harul și pacea Domnului să fie cu voi cu toți. Amin. Suntem aici și mi-am dorit să stăm de vorbă, în primul rând, cu cei nemântuiți. E o seară de evangelizare. Aș vrea cu ei să stau în mod deosebit de vorbă, cu aceia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-au siguranța moștenirii vieții veșnice, n-au experimentat acea minune a nașterii din nou, n-au încheiat legământ cu Domnul Iisus prin botezul în apă. Cu ei aș vrea în mod special să stau de vorbă. Celorlalți frați ai mei, celorlalte surori ale mele, le spun din Apocalipsa 2:25, numai voi țineți cu tărie ce aveți până va veni Domnul, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu garantez totuși că predica mea va fi foarte comodă pentru unii. Nici nu mi-am propus aceasta. Dimpotrivă, mi-aș dori ca predica mea să nu dea unora liniște și pace. În urmă cu ceva vreme, eram invitat să predic la o căsătorie și înainte de a predica cuvântul Evangheliei, s-au făcut prezentările de rigoare. Câteva rânduri de bănci, 2-3 rânduri de bănci, erau ocupate cu oameni din societatea bună. Erau acolo director general de regii pe țară, erau miniștri, miniștri secretari de stat, mulți oameni din Parlamentul și Senatul României au fost prezentați fiecare. La urmă am început să predic la nuntă. Am predicat despre nunta mielului din Apocalipsa, dar nu m-a răbdat inima să nu spun ceva și de cei care nu participă la nunta mielului, ceva de judecata viitoare, de ziua în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Fiecare din noi va trebui să stăm față în față cu Dumnezeu, să răspundem de faptele noastre, de viața noastră, de gândurile noastre. Și am gătat predica. Stam la masă și vine un domn la mine, întinde mâna, se prezintă, era un senator, și spune: domnule, vreau să vă felicit, dar aveți așa un har de la Dumnezeu. Eu pentru prima dată mă aflu la pocăit și am venit să vă felicit și să vă asigur că eu astăzi m-am simțit foarte bine. Am pus capul în jos așa și am spus, parcă pentru mine înseamnă că am greșit undeva. Și el îmi spune: o, nu n-ați greșit nicăieri. Și m-am răstit la el: ba da, am greșit. Eu am vrut, domnule senator, ca dumitale să nu te simțați foarte bine. Eu am vrut astăzi să te gândesc cu groază la ziua în care vei sta înaintea lui Dumnezeu, pentru că ai o viață, ai păcatele dumitale, ai responsabilitățile dumitale. Și apoi el îmi spune mie: e adevărat, e adevărat, m-am gândit mai mult ca niciodată astăzi la ziua aceea de care vorbeai dumitale. Eu aș vrea în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să nu ne dea liniște, să nu ne dea pace, să ne răscolească, să ne răscolească inimile, să ne facă să ne gândim că într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeu. Când la noi în sat, prezbiterul bisericii, fratele Iremia, o trecut la cele veșnice, au venit mulți, mii de oameni au fost la mormântarea lui. Printre ei
Undeva la stâlpul porții era un om care a executat 22 de ani de pușcărie. Un munte de om, când a venit din pușcărie, tot satul stemea de el, era mai bine să locolești. Dar pentru că și fratele Ieremia a făcuse temniță pentru credință, omul ăsta a făcuse pentru o crimă, s-au întâlnit acolo și acum au venit la mormântarea lui. În pragul casei predica un frate o întâmplare din Vechiul Testament, când niște fii ai prorocilor au plecat la tăiat lemne să-și mărească locuința. Și cum a lovit unul cu securea, a sărit fierul din acea coadă de lemn, o căzut în apă și a venit speriat la Elisei prorocul și a spus: vai, domnul meu, era împrumutat. Asta era marea problemă. Și acolo în pragul casei se spunea tuturora, miilor de oameni ce ascultau Evanghelia, că noi de fapt avem un suflet care e împrumutat. Îl avem de la Dumnezeu primit și îl dăm într-o zi înapoi la Dumnezeu. Și cum prezentăm sufletul acesta? Și au trecut vreo 6 luni de zile. Veneam cu carul de la câmp, omul acesta venea din fața mea și îmi spune: stai așa, măi băiete. Mă opresc și vine la mine, stau ca un școlar în fața dirigintului și spune: te-am auzit predicând în prag la Ieremia că noi avem un suflet care trebuie să-l dăm înapoi. Măi băiete, am luni de zile, spunea el, am 6 luni de zile de când nu pot să dorm din cauza la vorba aceea. Nu i-am spus nimic. Efectiv, mi-a fost frică de el. O dat bice în cai și o pleca mai departe. Aproape la un an mă întâlnesc, eram pe jos. Eu mergeam așa, el venea înspre mine, i-am dat bună ziua și el vine încoace. M-am dus la el: măi băiete, uite la mine, am un an de zile de când nu dorm pentru o vorbă. Eu am un suflet împrumutat, dat de Dumnezeu și trebuie să-l dau înapoi. Cum dau sufletul eu? Și sfios i-am spus: ba, de Gheorghiță, ar trebui să te pocăiești. În duminica următoare, omul acesta a intrat în adunarea Domnului, s-a plecat pe genunchi, s-a ridicat, a început să plângă și a spus: oameni buni, eu nu știu formula, dar un lucru știu, vreau să mă pocăiesc împreună cu voi. L-am botezat în apă și când mergeai la el era numai cu Biblia pe masă, din leu acela de altă dată, era blând ca un mielușir și tot ne întreba: fraților, dar aici cum să înțeleg? Dar aici cum să fac? Dumnezeu l-a trecut printr-o boală scurtă și l-a chemat acasă. Dar el, omul acesta, și-a rezolvat o problemă importantă, problema sufletului său. Suntem în seara aceasta în fața Evangheliei și nu vă promit că o să stați liniștiți pe bancă. Aș vrea să stau de vorbă, așa cum spuneam la început, cu aceia care sunt nemântuiți. Ba încă și pe aceștia aș vrea ca să îi împart în două categorii. O parte care sunt sub incidența versetului 30 din cuvântul care a fost citit, că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. O primă categorie din cei nemântuiți sunt aceia care n-au știut, n-au cunoscut. Atei, dar atei din noi așa veritabil, nu din noi apărâți. În vremea lui Ceaușescu lucram, aveam un coleg de serviciu, mă înțelegeam foarte bine cu el. Tatăl era colonel de poliție, comandantul poliției și era normal, ateu. Și când s-au căsătorit, au venit după ce au petrecut concediu și îmi povestea. Vorbea mult împreună, servea masa împreună, ce diversiune, ce plan a pus tatăsul la cale, ca după ce s-a cununat la ofițerul stării civile, pe când coloana oficială se îndrepta spre masa pregătită, el cu mireasa, cu dita mai colonelul și cu încă câțiva oameni, au fugit la o biserică și au spus: măi, a spus tata că e bine să ne cununăm și la preot. Și atunci a spus: măi, apoi ori Dumnezeu, ori nu-i Dumnezeu. Așa erau atunci unii, dar unii chiar nu cred în Dumnezeu, unii chiar sunt atei, cu ei aș vrea să stau de vorbă. Sunt unii care vin din culturi diferite, religii diferite, care cunosc puțin despre Dumnezeu sau dacă îl cunosc, îl cunosc nu după Sfânta Scriptură. Când am fost în București, m-am împrietenit, ca să spun așa, cu un frate, l-am cunoscut bine, a stat la masă și el spune: frate Dragoș, eu sunt din Liban, eu sunt musulman. Am venit în România, am terminat facultatea, lucrez aici, m-am căsătorit cu o româncă. Dar noi eram oameni de noapte, am o afacere, aveam cluburi de noapte. Și la un moment dat,
m-am pocăit. Când el s-a căsătorit cu o româncă și a ajuns în Liban, socrii n-au avut nimic de comentat la ea, la românca asta. Când s-a dus a doua oară acum pocăită și botezată, s-a uitat la ea și a spus așa: aveți 10 minute să părăsiți casa. Asta pentru că vă iubesc și pentru că tu ai trimis bani și cele 5 surori ale tale au terminat școala. El cu bani din România au întreținut surorile lui. Dar pentru că ți-ai schimbat religia, pentru că te-ai pocăit, așa cum spui tu, 10 minute ca să plecați din casă. Și să vă pară bine că nu dau un telefon să vă rețină pe aeroport. Și îmi spunea: frate Dragoș, din casa pământească unde am copilărit, dintre surorile mele pe care le-am întreținut, o trebuit în 10 minute să iau nevasta și să plec repede cu un taxi la aeroport. Și sora era așa de plină de bucurie, ba încă îmi făcea o mărturisură, spunea: frate, când a spus atunci la București, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și nici o prigoană de pe lumea aceasta și nici o ocară nu poate întrece bucuria pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu. Doresc ca Duhul Sfânt să bucure și inimile noastre. Văd aici mulți tineri. Între tinerii bisericii noastre s-a născut o mișcare, o trezire de care și noi ne mirăm, parcă ne-a surprins. Ne-a tot vorbit Duhul Sfânt cu ceva vreme în urmă, că în rândul tinerilor va face o trezire. Am avut și noi tineri care nu-i puteam aduce de pe patinoar. Am adus tineri care nu-i puteam aduce din alte locuri. Și când a intrat Duhul Sfânt între ei, în câteva seri, Domnul botezat peste 50 cu Duhul Sfânt, o da daruri de vedenie, daruri de prorocie și acum începem slujba și o începem cu teamă că nu știm când terminăm. Când se înflăcărează tineri și încep să se roage, Duhul Sfânt coboară peste ei și e o bucurie. Doresc ca Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă în seara aceasta și în mod special mă rog pentru tineri din casa Domnului să fiți oameni pentru Dumnezeu și Dumnezeu să vă ajute. Tot din categoria celor neștiutori am inclus eu și pe unii din religiile acestea românești ale noastre și nu numai ale noastre, dar care l-au cunoscut pe Dumnezeu, așa cum spune Pavel, în felul lumii. În Galateni 5:1 spune: rămâneți dar tari și nu vă plecați sub jugul robie. Când am predicat de jugul robie, am găsit că oamenii sunt robi învățăturilor. Robi învățăturilor. Oamenii pot fi robi ai stricăciunii și oamenii pot fi robi oamenilor. Pavel spunea: voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți robi oamenilor. Oamenii sunt robi învățăturilor pe care au primit-o. Și în această categorie aș include chiar unii din aceștia. Eu sunt bucovinean, dar pentru că sunt un penticostal convins, nu mi-am permis să vizitez mănăstirile, așezările monahice, cele din nordul Moldovei. Copil de pocăit, nepot de pocăit și părinții și bunicii au fost tot pocăiți. Bunicul meu a fost condamnat de două ori la Cernăuți, dus bătut din post în post de sculți în luna februarie. Am crescut cu întâmplările acestea care m-au marcat din fragi de copilărie. Și nu am fost să vizitez mănăstirile, dar odată cu un grup de șefi de-ai mei veniți, am ajuns la Voroneț, acea biserică, mănăstire vestită prin culoarea ei, și ghidul ne explica, ne arăta acolo acele icoane, acele desene și ne spunea așa, că a întrebat cineva: dar aici ce reprezintă? Aici e judecata de apoi. Uitați-vă dumneavoastră, aici e un cântar și faptele omului sunt puse pe cântar. Dacă faptele bune sunt mai grele, vine un înger și îl duce în rai. Dacă faptele rele trag mai jos, sunt mai multe, vine un demon și îl duce în iad. Am ascultat explicațiile și oamenii așa cred. Ei sunt robi acestor învățături, dar Sfânta Scriptură nu spune așa. Sfânta Scriptură spune că noi suntem mântuiți prin credință, credința în jertfa Domnului Iisus. Amin? Noi facem fapte bune și suntem obligați să facem fapte bune, dar nu ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Ei bine, oamenii au această învățătură. Din pricina aceasta, oamenii își permit să păcătuiască. Și îl vezi câte un dită mai patron, om de afaceri, că înșeală nevasta.
Dar după aceea se face un proces de conștiință și după cântarul pe care l-a văzut el, donează o sumă mare de bani la o casă de copii. Și spune, e drept, am și păcat, e drept, recunosc. Dar câte binefaceri am, cât am ajutat eu, cred că mai greu, mai în jos trage cântarul acela cu fapte bune. Și astfel oamenii sunt înșelați de această învățătură. Și pe acestea îi includem în categoria celor care nu știu. Și împreună cu ei aș vrea să plecăm acum departe într-o excursie. N-aș vrea să le predic eu, aș vrea să le predice un alt, un predicator mai bun decât mine. Pe aceia care sunt sub incidența acestui verset, oameni care n-au cunoscut, oameni care nu cunosc, cu ei ar vrea să mergem tocmai în Grecia. Orășelul acela, așezat pe trei munți cu un golf, străbătut de un râu, am fost de mai multe ori în Grecia, el e pe 39 de kilometri pătrați, orașul vechi, vechea de sus de pe Acropolis, dar cu toată metropola are 412 kilometri pătrați. Acolo apostolul Pavel, în așteptarea unor tovarăși a lui Sila și lui Timotei, a zăbovit câteva zile și Biblia spune că în fiecare zi, el a plecat să vadă orașul, în fiecare zi sta de vorbă cu aceia pe care îi întâlnea, în sinagogă cu evrei, iar pe stradă cu oamenii pe care îi întâlnea. Dumneavoastră faceți evangelizare. Cea mai bună evangelizare este aceea de la om la om. Evangeliștii cei mai buni, poate, și foarte rentabili sunt copiii de la școală. De aceea doresc și copiii să stea de vorbă cu ceilalți copii despre pocăință, să-i cheme la adunare. Știți ce rezultate sunt? La noi un băiețel din clasa 6 a venit să facă religie la pocăit, că l-a chemat cineva, un tovarăș, un coleg de-a lui. Și a venit la religie, a venit la adunare odată, de două ori, de câteva ori, a venit fratele său mai mic, de prin clasa 3-a, 4-a, la adunare, și mama a spus, dar unde merg băieții mei? Merg și eu. Și a venit și ea la adunare să vadă unde merg băieții ei. Și i-a plăcut la adunare. Și s-a hotărât să se pocăiască. Soțul ei era dintr-o familie de ortodoxi, două surori de corp al lui sunt și acum măicuțe la mănăstire. De acolo se organizau toate plecările, toate excursele. Și sora Ileana, eu vă spun numai cazuri pe care le știu și pot dovedi ceea ce spun, nu vorbesc din auzite. Și sora aceasta s-a hotărât și-o cerut botezul. Am inclus-o la catecheză, am stat de vorbă cu ea, era foarte bucuroasă, dar bărbatul ei i-a spus așa, tot dragul și-o cheamă, dacă tu primești botezul în apă, la casa mea nu mai ești căuta. Eu nu merg cu tine la casa mea. Și s-a stârnit o mare prigoană, toate neamurile erau împotriva ei. Ea veni și-mi spune, frate Dragoș, nu mai pot să primesc botezul, așa mă, a spus oră, mai așteptăm puțin, mai stăm. Au intrat în stăruință pe Duhul Sfânt, Domnul botezatul cu Duhul Sfânt, a venit la mine și-a spus, frate Dragoș, vreau să iau botezul. Dar ce spune soțul numii tale? Egal ce spune, nu știu, eu vreau să iau botezul. Și a venit duminica în care lua botezul. Și acum am povestea ea mie, veneam, frate Dragoș, înspre casă, bărbatul n-a participat, că el nu se întâlnează la pocăiți, mergeam înspre casă și îmi pare rău, îmi spunea, câteva surori mai vechi din adunare povesteau, a fost bine azi la botez, dar predicatorul a ținut cam mult, comentau ele, așa cum s-ar putea să comentați îndată și dumneavoastră, nu știu. Dar eu mergeam cu capul în jos, plină de bucurie și teamă în același timp, oare ce o să mi se întâmple acasă? Și când am ajuns acasă, iese bărbatul în prag și spune, ai luat botezul azi? Te-ai botezat? M-am botezat. La care el se schimbă, se luminează la față și spune, tu ai fost botezată, uite, eu am făcut mâncare, hai vino și mănâncă. Și o iertat-o și spune că așa, că un pietroi mi s-a dus de pe inimă. Dar Dumnezeu în familia aceasta a îngăduit un duh care a început să muncească pe cineva din familie. Și atât de mult au apelat la doctor, la oameni, la tot ce au putut, nu s-a putut rezolva nimic. Situația era din ce în ce mai grea, până când omul ăsta, disperat, a spus să vină pocăiță. Și au mers frață și s-au rugat. Și într-o seară Dumnezeu a dat eliberarea. Duhul acela care a muncit pe cineva din casă, la poruncă, a plecat.
Și în urma aceasta a rămas persoana liniștită, se vedea că e eliberată, altă înfățișare, la care omul acesta, fără să spună nimic, aleargă în beci, ia două damingene de țuică și spune: astea nu le vând, astea le stric aici. Și le-a stricat pe arătură în grădină. În prima duminică a venit la adunare, s-a hotărât, a primit botezul, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt și acum predică Evanghelia. Îl cheamă Dragos Fiston. Știți de unde? De la un băițel din clasa a șasea, pe care alți pocăiți l-au chemat la adunare. Tânărul acesta a crescut, s-a căsătorit, undeva în străinătate, este ordinat ca presbiter și conducător de adunare. Evanghelizarea e ceea ce făcea apostolul Pavel. Se întreba cu ei, sta de vorbă în fiecare zi. Duminică seara au venit două fete nepocăite la adunare, eu le-am zărit, iar luni m-am întâlnit cu tatăl lor. Și ca să nu-i fac necazul, îi spun: aseară am văzut pe fata ta, dar nu i-am spus unde. Și el îmi spune: știu, eu m-am dus la voi la adunare, eu m-am dus cu mașina. Zic: da, o lăsa să vină? Da, o las. Am garanția că acolo este o educație bună. Am garanția că voi sunteți niște oameni culți și civilizați. Am garanția că voi dați sfaturi bune copiilor mei. Și atunci am spus: și dacă ai garanția asta, de ce nu vii și dumitale? O spus: am mai fost în străinătate și dacă mă ajută Domnul, am să mai vin. Știți de unde a început? Că la școală, o fată i-a spus la alta ceva. Ultima căsătorie care am avut la noi în toamna trecută, o soră, o tânără, din Pătrăuț, din familie nepocăită. S-a pocăit, o suferit mult, mult, mult pentru credință și am întrebat-o: spune-mi, te rog, cum te-ai pocăit? Și am spus: eram în clasă cu două pocăite și în timpul pauzei ele s-au lipit așa una de alta și au început să cânte ceva. Și eu m-am dus la ele și am spus: dar cântați mai tare. Și ele au cântat mai tare, cântau așa de frumos pe două voci, cântau cântarea: încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. Și îmi spune: de la cântarea asta m-am pocăit, am suferit, am răbdat ani de zile, dar nu-mi pare rău, acum sunt mireasă și Dumnezeu m-a chemat prin colegele acelea două. Pavel în fiecare zi sta de vorbă cu cei pe care îi întâlnea. Să ne dea Domnul și nouă râmna și înțelepciunea aceasta. Amin? Amin. Și stă de vorbă Pavel cu ei și acolo filozofii, aceia epicureni și stoici, la un moment dat îl iau pe apostolul Pavel. Învățătura lor li se pare puțin ciudată, îl duc în Areopag, am vizitat locul acela și eu. Și acum spune: vorbește să te ascultăm. Pavel aici se confruntă cu mai multe categorii de oameni. Prima dată se confruntă cu filozofii vremii acelora. Grecii erau o pepinieră, erau de filozofi. Știți, poate ați studiat probleme de Socrates, de Platon, de Aristotel. Ei aveau filozofia lor, nu numai despre conducerea societății, dar însăși despre suflet, despre nemurire, despre dumnezeire și aveau tot felul de dispute filozofice. Ei credeau că prin filozofie, prin înțelepciune, omul se perfecționează. Și de data asta vine apostolul Pavel și le spune filozofilor de acolo: nu e adevărat. Mântuirea sufletului este numai prin Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Său. Stă de vorbă cu oamenii religioși, acolo erau plini de zei, erau altare și pe fiecare altar, altarul era așa ca o masă, era o statuie, zeul căruia era construit altarul. Și pe când Pavel cerceta și trecea prin Atena, a văzut un altar care n-avea niciun Dumnezeu. Și a spus: ceea ce voi cinstiți fără să știți, aceea vă propovăduiesc eu. Și l-a propovăduit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, nu există mântuire decât prin jertfa Domnului nostru, slăvit să fie numele Său. Acolo stă de vorbă cu oameni de cultură, întâlnește o serie de poeți. Pavel studiază învățătura lor și la un moment dat le spune: după cum au spus unii din poeții voștri, că noi suntem din neam de Dumnezeu. Pavel stă de vorbă cu oamenii aceștia și le spune clar și răspicat că singurul mod prin care omul poate fi iertat de păcate, prin care sufletul omului poate fi mântuit, este prin credința în Domnul Iisus Hristos. Părea ciudat la vremea aceea,
Dar Pavel are tăria aceasta, are curajul acesta extraordinar să ne-l dea Domnul și nouă în toate situațiile din viață, să-l mărturisim pe Domnul cu putere. Pavel vorbește despre dumnezeire. Să nu credem că Dumnezeu spunea el este asemenea aurului sau argintului sau ce a pietrei cioplite cu iscusința și meșteșugul omenesc. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, ca și cum ar fi nevoit să fie slujit de careva. Oamenii au înălțat temple, locașe de cult, cu multă trudă. Și ei cred că Dumnezeu este acolo în biserica aceea și învățătura lor este că după ce pleacă din biserică au închis ușile masive, Dumnezeu rămâne acolo închis. Nu e adevărat. Pavel și Petru ne spunea că trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Petru spunea că noi suntem o clădire duhovnicească. Dumnezeu vrea să locuiască în inima noastră. Dumnezeu vrea să locuiască în trupul nostru. Am văzut clădiri din astea extraordinare, de la Vaticanul pe care l-am vizitat până la mănăstirile din munții Montserrat din Spania, pe vârfuri de munți, unde se presupune că ar fi niște meteori căzuți acolo, cu o caznă și o migală pe care nu vă dați seama. Până acolo am urcat, oamenii sunt foarte temerari, foarte îndrăzneți. Acolo pe vârf de stâncă am văzut niște locașe de cult extraordinare. Știți care e gândul meu? Aceea era închinată apostolului Petru, aia din Spania. O venit apostolul Petru și știți ce a spus? Pocăiți-vă! O venit apostolul Pavel, știți ce a spus? Pocăiți-vă! Au trăit sfințe din veacul apostolic și toți au spus pocăiți-vă. Oamenii știți ce fac? Fac statui, fac clădiri dedicate lor, dar ceea ce au spus ei nu fac. Oamenii nu se pocăiesc. De aceea aș dori în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne dea tuturor pocăința. Asta a fost cerința lor, asta e cerința Scripturii. Că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, Dumnezeu locuiește în inima noastră și eu cred că Dumnezeu vrea să locuiască și în inima ta în seara aceasta. De aceea, pe toți aceia, din vremi de neștiință, care chiar n-ați cunoscut până acum, îndemnul meu este să vă pocăiți și Dumnezeu să vă ajute. Dar de ce să ne pocăim? Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și pentru care a dat tuturor oamenilor o dovadă de nenătăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Există, dragii mei, o judecată. Și nu suntem departe de ziua când judecata lui Dumnezeu, judecata finală, se va arăta. Și atunci eu și tu și noi toți vom trebui să dăm socoteală de faptele noastre. Văd că aveți aici spații pentru proiectare. Dacă mi-ați cere acum voie și mi-ați spune vrem să dăm un film acolo pe panou acela, spune nu, frate Dragoș, noi suntem la adunare, nu la film. De acord cu voi. Dar ia gândiți-vă puțin, dacă acolo ar fi afișate gândurile tale de azi, gândurile tale de azi sau de ieri, sau din noaptea trecută, cum spune Iuda, unii târâți în visările lor, cât am pune capul în jos, cât am ieșit rușinos din adunare. Într-o zi, dragii mei, vom da socoteală de gândul nostru, de faptele noastre, de gesturile noastre, de toate vorbele noastre, de orice cuvânt nefolositor care ne-a ieșit din gură. Vine o zi a judecății, ești gata pentru ziua aceea? Dacă până acum n-ai știut vestea bună care o am pentru fiecare și pe care trebuie să o auzi și tu, dragul meu, este că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Ai păcate în viața ta, ai gândul tău murdar, ai un trecut care nu-ți face cinste. Ești năcăjit, ai coșmaruri, te gândești cu groază și cu grozăvie la lucrurile care le-ai făcut.
Am o veste bună în seara asta. Am călătorit 14 ore până aici ca să vă spun că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Dumnezeu în seara asta te iartă. Dumnezeu te spală. Dumnezeu te eliberează. Dumnezeu te vindecă. Dumnezeu te primește. Vrei și tu lucrul acesta? Dar poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Doamne, ajută-ne pe toți să ne pocăim. Când a început apostolul Pavel să predice așa, marea mulțime s-a împărțit repede în trei cete. Unii se detașează, unii stau deoparte și încep să bajocorească. Când au auzit ei că le vorbește de învierea morților, unii îl bajocoreau. Așa mi-aș dori în seara aceasta să nu fie niciun bajocoritor. Chiar dacă nu înțelegi ceva, chiar dacă nu crezi ceva, mai bine taci, căci bajocura ta într-o zi o vei plăti. Unii au început să bajocorească, să nu fie aici niciunul. A doua categorie și-au spus, îi bine. Omul ăsta vorbește lucruri bune și eu trebuie să mă pocăiesc. Așa de mulți am întâlnit din categoria aceasta, oameni care spun că e bună pocăința, dar sunt aceia care amână. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. L-o mai ascultat? Nu l-o mai ascultat. Știu că diavolul, dacă chiar vede că ești hotărât pentru pocăință, nu mai are argumente și tu îi spui, eu trebuie să mă pocăiesc. El vine și spune, îi drept, trebuie să te pocăiești, așa-i. Dar nu în seara asta. Ai tot timpul de pe lume. Ai tot timpul de pe lume. Un secretar de partid prin complexul CFR, un om deosebit și bine pregătit, în secret, în vremea lui Ceaușescu, mi-a cerut o Biblie. Și-a spus, dragul, dă-mi și mie, te rog, o Biblie. I-am dat o Biblie, o studiat-o. În mare secret a fost de câteva ori la adunare din Sfântul Ilie și mă chema la el în birou și îmi spunea, Dragoș, eu știu că voi aveți dreptate. Eu știu că voi aveți dreptate și eu trebuie să mă pocăiesc. Și am să mă pocăiesc. Am băiatul care, dacă eu mă pocăiesc, mă dă afară pe el, dă afară din școală. Și cum am să mă uit în ochii băiatului meu când din pricina mea i-am curmat viitorul și ascensiunea, știi? Și am spus, Doru, nu este așa, Dumnezeu poartă de grijă. Nu la puțină vreme a venit revoluția. Și cineva spunea că în gara din Suceava fugea printre linii și revizorii cei cu ciocane fugeau după el să-l prindă și până la urmă nu l-au prins. Deci el spunea, eu trebuie să mă pocăiesc, dar nu acum ia, ceva mai trebuie. Vă spun, nici în ziua de azi o nu s-a pocăit. Din potrivă, o divorțat de nevastă, a avut probleme mari în viață, iertați-mă, un ratat. Știi de ce? Pentru că diavolul poate spune și unora din voi, trebuie să te pocăiești, e bună pocăință, dar nu chiar în seara asta. Sunt categoria celor care amână. Eu aș vrea să nu amâie nimeni pocăința în seara asta, ci Dumnezeu să ne convingă să ne pocăim. Amin? Și a treia categorie de aici, aș vrea să faci și tu parte. Totuși unii au crezut. Printre ei, Dionisie Areopagitu și o femeie numită Damaris. Vreau ca noi să fim printre cei care am crezut. Celor din vrem de neștiință, atei, din alte culturi, din religii, care au fost robi unor învățături care nu sunt după Biblie, cu aceștia eu am fost în Grecia. Ați fost cu mine în Atena? Aici v-a predicat apostolul Pavel și vă repet numai marea lui vestire și vestea bună cu care trebuie să pleci acasă. Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar El poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Doamne, ajută-ne! Din cei nemântuiți, am mai deosebit o categorie și vreau să citesc doar câteva versete. Din Daniel, capitolul 5, versetul 22 și 23 voi citi. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri. Prima categorie era de oameni din neștiință, oameni care n-au știut. Acum vorbesc cu cei din a doua categorie. Copiii pocăiților, bărbați care au nevasta pocăită de multă vreme, femei care au soțul pocăit de mai multă vreme și ei știu. Ei nu sunt ca aceia care n-au știut. Ei sunt din aceia care știu
Și acum repet versetul, dar tu, Belteșar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mare tăi nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Vreau să stau de vorbă cu aceia care știu, dar nu-s mântuiți, care știu, dar nu-s pocăiți, care știu, dar n-au încheiat încă legământ cu Dumnezeu, deși trebuia să o facă. Și pe aceștia vrea să-i duc iarăși într-o călătorie, ar vrea să plecăm iarăși într-o excursie, așa cum am plecat la Atena, acum cu aceștia, aș vrea să plec puțin în Babilon, cetatea cea mare, o cetate impresionantă. De data asta Daniel stă înaintea împăratului. Ce curaj are prorocul acesta! Așa cu mâna întinsă acuzătorul îi spune: împărate, măcar că ai știut toate aceste lucruri, nu ți-ai smerit inima, ci te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul și nouă tăria aceasta, să ne dea Domnul și nouă curajul acesta, să întotdeauna să spunem lucrurilor pe nume. Cu aceștia vrea să mă duc în Babilon. Știți cine era omul căruia-i predicat Daniel? Era omul numărul unu din Imperiu. Despre cetatea Babilon am citit și dumneavoastră, nu-i nevoie să comentăm foarte mult. Era o cetate imensă, de formă pătrată, cu o latură de 22 de kilometri, o suprafață de 484 de kilometri pătrați. 484, Bucureștiul are 285. Cetatea asta avea ziduri înalte de la 70 la 100 de metri. Care e cea mai înaltă clădire din Timișoara? Aveți un proiect cu o clădire financiară de 180 metri, dar nu s-o realizat, nu? Care e cea mai înaltă clădire de aici din oraș, știe careva? Nu știu, eu nu știu. Dar când te uitai la zidurile astea, 100 de metri vedeai, de la 70 la 100 de metri, cu 27 de metri lățime aveau zidurile, câteva care mergeau unul lângă altul pe zidurile cetății. 8 porți imense, provizii pentru 20 de ani, provizii de apă și alimente. Dacă erau asediați, ei 20 de ani puteau să stea închiși în cetate. Ce metereză, ce scări, ce tehnică de luptă ca să escaladeze un zid de 100 de metri, 24 de bulevarde mari întretăiate de străzi secundare, un pod peste râu de 900 de metri cu o înălțime de 30 de metri, iar pe sub râu tunele făcute în secret din palatul zeului Marduc la palatul imperial. Ăsta era Babilonul, un oraș extraordinar. Și Daniel stă de vorbă cu primul om din Babilon, cu împăratul, și îi spune: împărate, și tu măcar că ai știut toate aceste lucruri, nu ți-ai smerit inima, ci te-ai ridicat împotriva lui Dumnezeu. Unii din copiii pocăiților, iertați-mă, nu țin cont de rugăciunea mamei și a tatălui. Au vrut să se realizeze în lumea aceasta, au făcut firme, s-au privatizat. Și odată cu aceasta se îndepărtează încet, încet de calea pocăinței. Niciodată nu vei fi așa de bogat cum a fost omul acesta, cu bogăția lui din Babilon. Niciodată nu vei fi așa de puternic cum a fost omul acesta. Chiar dacă ai avea o gardă de securitate și bodyguards din ăia bine clădiți, te-ar păzi. Niciodată nu vei fi înconjurat de așa putere ca omul acesta. Și totuși omul acesta are o întâlnire cu Dumnezeu. El era la un chef, el era la o distracție, cu țiitoare și mai mari ținuturilor, cu generale plini de cicatrici și glorie de pe câmpurile de luptă, care îl înconjurau și în culmea bucuriei lor au spus să se aducă vasele de aur de la Ierusalim, că vreau să bem din el, eu, mai mare mei, țiitoarele mele. Și pe când cheful acesta era întoi și oamenii erau cu capul plin de alcool, dintr-o dată, pe tencuiala zidului, se vede un cap de mână, numai un cap de mână, 5 degete, care scriu pe tencuiala zidului: menin, menin, techeru, farsir. Dispare băutura. Pierde siguranța împăratul acesta. Rămâne cu ochii holbați, iertați-mi expresia, la mâna aceea. Se îngălbenește.
îi se desfac încheieturile șoldurilor, genunchii se bat unul de altul și în groaza lui întreabă pe toți ce scrie acolo. Oricine ai fi în locul acesta, ori câți bani ai avea, câtă putere ai avea, orice prieten ai avea, într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeu. Și când te întâlnești cu Dumnezeu, nimic din toate acestea nu-ți ajută. Într-o zi Dumnezeu poate să vină cu groaza Lui peste tine și tu nu știi ce înseamnă asta. În toamna trecută am înmormântat un frate de aproape 90 de ani. Iertați-mă că vă spun, el a cunoscut în sat, în anii tinereții lui, ca banditul satului. El ziua dormea și noaptea pleca la pradă, cu pușcă, cu cum se prăda atunci. Și mi-a spus un băiat de lui, știi cum s-a pocăit tata? Mi-a povestit. Într-o noapte s-a dus la un om pocăit din sat ca să-i furie câteva oi. Și el avea tot timpul de pe lume. Și îmi spunea că omul acesta era în casă, el pândea pe fereastră, era cu lampa atunci, nu era curent. Și omul acesta cu o carte, o citi mult din cartea aceasta, el o sta multă vreme la geam pândind ca să se culce. Îmi spunea, îi bătrân și nu vreau să-l lovesc, nu vreau să-i fac vreun rău. După care spunea el că omul acesta s-a plecat pe genunchi și o sta multă vreme pe genunchi și hoțul pândea pe fereastră, la urmă a suflat în lampă și s-a culcat. A așteptat să adoarmă și s-a dus înspre staul să deschide poarta. Și povestea fratele nostru, nu știu ce s-a întâmplat, o groază a venit peste mine, o teamă, eu n-am știut ce teamă. Eu noapte eram om de pradă, prin munți, prin păduri și din toată am început să-mi fie frică. Am ieșit pe poartă, am alergat până acasă, tremurând, mi se băteau, clănțăneau dinți în gură. M-am dus în casă, m-am acoperit cu perna pe cap și groaza aceea nu pleca. Așa a fost chinuit o bucată de noapte. După care a plecat, a dispărut groaza asta și el s-a pus problema, de ce așa de fricos am fost? Măi, omul ăla-i pocăit. Și în prima duminică a venit la adunare, s-a pocăit și a rămas pocăit. În toamna trecută, spun la aproape 90 de ani, l-am înmormântat. S-a întâlnit, el s-a dus să facă un rău și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Eu așa de mult doresc, dragul meu tânăr, draga mea fată, băiat, care n-ai ținut până acum cont nici de rugăciunea mamei, nici de a tatălui, ai vrut să-ți croiești viața cum ai vrut tu, cu sfaturi de la prietene și prieteni, să știi că într-o zi Dumnezeu îți va ieși în cale. Și aș dori ca ieșirea aceasta să nu fie ca la împăratul acesta, să-ți vorbească încă în dragoste, obișnuiesc să predic de fiul risipitor, obișnuiesc să vorbesc de băiatul acela rău care a cheltuit banii cu femei desprânate și dorea roșcovile de la porc. Obișnuiesc să vorbesc de tatăl care se uită în lungul drumului, așteptând feciorul să-i vină acasă. Dar parcă unora le nevoie să le spui că mai există o întâlnire cu Dumnezeu. Așa cum Belțașar s-a întâlnit cu Dumnezeu când era înconjurat de toată armata lui, de toți mai mari lui, când era în culmea bucurie, au venit înaintea lui Dumnezeu prin acel cap de mână. Eu doresc ca în seara aceasta Dumnezeu să-ți vorbească în dragoste încă și tu să asculți, iar voi, dragi părinți, nu vă opriți în rugăciune. Rugați-vă pentru copiii voștri, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Când eram copil mic, la noi era un frate, a fost el cântăreț la horă. S-a pocăit bine, sta pe primele bănci și se ruga. Aproape în fiecare duminică se ruga și el spunea, Doamne, ai milă de copiii mei și cheamă-i la pocăință. El s-a pocăit relativ mai în vârstă, copiii erau și căsătoriți din ei, plecați la mină, pe Valea Jiului. Din 10 copii, niciunul pocăin. Și se ruga cu așa înflăcărare, după care prorocea. Și spunea, te-am ascultat, fiule, și toți copiii voi aduce la mine. Aproape în fiecare duminică. Noi știam și rugăciunea, noi știam și prorocia. Și râdeam și noi ne rugam așa cum se ruga fratele Ardeleanu, îi spuneam noi, fratele Blându-i. Am trăit harul ca pe ultimul copil, Samuel, îl cheamă la noi în adunare, mai mare cu vreo 10 ani ca mine, ultimul din cei 10, eu i-am dat botezul în apă. Unul câte unul, toți copiii lui s-au pocăit, cu familii, cu neveste, cu copiilor, unul câte unul,
toți s-au pocăit. Eu l-am botezat pe ultimul, mai mare decât mine. Și acum am spus la urmă, Doamne, iartă-mă. Poate era de la tine prorocia? Poate tu ai ascultat? Nu poate. Sigur, Dumnezeu a ascultat rugăciunea aceasta. Și de aceea vă încurajez, părinți. Sunt copii care n-ascultă. Și nu știu de ce trebuie să vă predic aici în seara asta. Dar rugăciunea mamei, rugăciunea tatălui, să știți că are efect. La noi era un tânăr, o veni să îi dau botezul. Nepocăit. Și am spus, frate Anani, cum ești dumitale, nu te pot boteza, pocăiește-te un pic. O trecut 10 ani de zile, o plecat în Austria, lucra bine, lucra cu bani mult. Zic, fă o schimbare să vadă frate, să văd și eu că vrei măcar să te pocăiești. Nu mai vrut. Au ajuns la 30 de ani și întrebat, mă, dar tu nu te pocăiești? Am cerut botezul lui Dragoș și nu vreau să-l dea. Răspunde. Ăsta mi-era răspunsul care îmi venea. Știți că într-un timp mă gândeam, ce era dacă îl botezam? De ce am fost eu așa contra lui? Și eu știam asta, că eu sunt vinovat. El la tot spunea, Dragoș e vinovat. Avea 32 de ani. A venit acasă din Austria cu un motor din ăla mare, nu vine la adunare. Dar când eliberam noi adunarea și ieșeau așa multe grupuri de fete și băieți, el venea în fața lor și pleca cu praf după dâns, așa pe o roată. Unul îi spune, măi, Anani, la anii tăi trebuie să fii și pocăit și familist și dacă nu vrei să le faci astea, du-te înapoi în Austria și nu mai fă inimă rea la frați. El îi spune, nea Ionică, 3 zile mai fac de asta și plec. După ce i-a spus vorba asta, a plecat din centrul satului spre oraș. Undeva la 180 la oră ieșea un car cu fân și a intrat în el. A mers 40 de metri așa rotindu-se roată, îi țâșnea sângele așa pe urechi, când a venit asistenta medicală, a spus, băiatul ăsta nu are cum să trăiască. Nu are cum, el era într-o comă profundă, motorul stricat, aruncat undeva și noi ne-am adus aminte. Mama lui trecută la Domn, o femeie deosebit de pocăită, tatălui trăia, era paralizat și ne puneam problema, cine merge la fratele Ghiț să-i spui de Anani? El și așa e bolnav. Câteva zile tatălui nu știu nimic, toți am ascuns. Dar biserica a început cu post și rugăciune. A fost un tânăr obraznic, dar era al nostru. A fost un tânăr neascultător, dar era din adunarea noastră. O sta mai mult de 20 de zile în comă și Dumnezeu l-a vindecat de plin. A venit și a cerut botezul și a spus, Anani, acum îți dau boteză. A primit botezul și când era îmbrăcat în haine albe, a cerut microfonul de la fratele păstor și a spus, vreau să spun și eu câteva vorbe. A luat microfonul, era îmbrăcat în alb. S-a uitat așa pe la balcon, erau prietene lui de altă dată, erau tinere aceia care stătea de gura mamei până la 11 și fugeau acasă și spunea la microfon, nu-i nevoie să mă prezint, voi mă știți pe mine. Ce vă rog eu pe voi, prietenii mei, pocăiți-vă ca să nu vă pocăiți cum m-am pocăit eu. Ei, Dumnezeu l-a înturnat, s-a pocăit, el s-a căsătorit cu fata aceea care s-a pocăit la liceu și în toamna trecută a avut nuntă, vin la adunare, sunt o familie model. Au avut o șansă de la Dumnezeu, alții n-au avut-o, alții n-au avut-o. Eu nu știu dacă Dumnezeu îți dă sau nu șansa aceasta mâine, dar știu că în seara aceasta tu poți să te pocăiești, amin? Omul acesta, băiatul acesta, măcar că ai știut aceste lucruri, dar ce-o știut el? Care a fost greșeala lui? În primul rând, a nesocotit experiența părinților. Știți de împăratul, tatăl său Nebucanețar, că și el a avut un moment de nebunie. Când s-a crezut cel mai mare și mai puternic, Dumnezeu l-a înștiințat printr-un vis cu copacul cel mare. Și când Daniel s-a uitat la el, a spus, împărate, Daniel tulburat, foarte tulburat, visul ăsta aș vrea să fie pentru vrăjmașii tăi. Tatăl său a avut o experiență cu Dumnezeu, 7 ani de zile și-a pierdut mintea, a fost alungat de pe tronul de domnie, a trăit undeva pe câmp, a păscut iarbă ca boul, i-a crescut unghiile ca ghearele păsărilor, i-a crescut așa ca penele, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. După 7 ani de zile, spune Nebucanețar, mi-am ridicat privirea, l-am recunoscut pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu, ca adevăratul împărat și Dumnezeu mi-a dat mintea înapoi, m-au adus înapoi pe tronul meu. Și acum îi spune Daniel, tu
ai știut toate acestea. Voi copii care știți experiențele frumoase ale părinților voștri, voi știți că în casa tatălui vostru a fost rugăciune, voi știți câte zile a postit mama voastră, voi știți cântările care se cântau, voi știți de rugăciunea care se făcea, poate prea lungă pentru voi, în seara care trebuia să vă culcați, toate acestea le-a știut. De ce le nesocotiți? Un frate îmi spune, frate Dragoș, eram într-o țară străină, chiar pe un alt continent, și a venit un tânăr la mine și a spus, frate, sta de vorbă, și fratele ăsta care este un păstor și un om al lui Dumnezeu spune, tinere, întâi vreau să facem o rugăciune. S-a ridicat de pe genunchi și spune, măi băiete, dar ce cu tine? Dar ce ai văzut, frate? Măi băiete, am văzut un cer senin cu stele multe frumoase, dar una dintre ele lumina așa de puternic și dintr-o dată a căzut, dar nu s-a oprit pe pământ, a căzut undeva în jos și Domnul mi-a spus, acolo sunt adâncimele satane și acela ești tu. Ce ai făcut, măi băiete? Tânărul ăsta a început să plângă, a spus, sunt de undeva din țară, a spus el unde și eu știu de unde. Am venit aici, în țara asta, în țară eram proroc, mama mea era prorociță, în fiecare seară se făcea rugăciuni, Dumnezeu vorbea cu mine, dar încet, încet, în țara asta străină, m-am îndepărtat de Dumnezeu. Am început cu un păcat, am început cu altul și m-am afundat așa cum ai avut dumitare lucrarea, în adâncimele satane. Am ajuns să fiu capul unei rețele de traficanți de droguri. Umblam cu valizele la mine și într-o zi mi-am adus aminte de anii copilăriei. Într-o zi mi-am adus aminte de prorociile pe care Dumnezeu le da prin mine. Mi-am adus aminte de serul de părtășie din casa noastră. Și cu două valizi, însoțit de doi bodyguards, am intrat într-o clădire, i-am spus să mă aștepte, am fugit în partea cealaltă, am urcat într-o mașină și am plecat. Am 7 operații estetice până acum. Acum cântam într-o fanfară, într-o adunare mare, ca să nu-l mai găsească și să prins de poala hainei acestui frate și îi spunea, frate, spune-mi o vorbă, mai sunt iertat, mai pot fi mântuit? Nu știu de ce copiii noștri au acel aer de teribilism când cresc mari sau adolescenți, se duc, pleacă la liceu, pleacă la facultate, pleacă într-o țară străină, nu știu de ce întâi trebuie să murdărească puțin, nu știu de ce întâi trebuie să guste puțin din păcat și după aceea să le vină minte la cap. Suntem în seara asta aici și vă rog, dragi tineri, care n-ați cunoscut adâncimile satane, care încă aveți cugetul curat, păstrați-vă curat și Dumnezeu să ne ajute. Iar tu, împărate, măcar că ai știut aceste lucruri, el a știut experiența care a avut-o părinții și n-a băgat în seamă, nu ți-ai smerit inima, el și-a bătut joc de lucrurile sfinte, cele 5669 de vase de aur, trecut în inventar, adusă de Ierusalim, el a vrut să-și bată joc de ele. Dragi tineri care mergeți pe căi lumești, nu vă bate joc de lucrurile sfinte. Nu râdeți de ținuta frumoasă a unei fete. Nu strigați după ea surioară prin parc. Eu când am venit în Timișoara, eram militar și am vrut să merg la adunare. Aveam câteva luni de zile de când n-am fost la adunare. Am luat un bilet de învoire, am ieșit în oraș, am urmărit două fete, se cunoșteau că-s pocăite. Am urcat în autobuz și am intrat după ele fără să le spun nicio vorbă până pe ușa adunării. Nu vă bate joc de o ținută decentă, că numindu-le în glumă nu știu cum. Nu vă bate joc de Biblie, nu vă bate joc de cântarea de harfă. Un verișor de-al meu făcea șofer pe tir în Ucraina. Și pe când era în parcare, a fost înconjurat de acei racheți periculoși, pe care unii au pus un cuțit mare la gât, nu i-a dat voie să vorbească, ceilalți au început să scotocească. Și când au deschis torpedoul, deasupra era o Biblie. Unul a luat, a deschis, i-a spus ceva la șeful ăla care îi ținea cuțitul la gât, și el le-a spus ceva repede, o coborât din mașină, l-a salutat așa ca un superior, l-a salutat și a cerut scuză și a plecat. Și vorbim îmi spunea, ăsta numai că era un băiat de pocăit, că s-a temut așa de tare de Biblie. Nu vă bate joc. Împăratul ăsta a adus vasele de aur de la Ierusalim, vreau să-mi bat joc de ele, de lucrurile sfinte. Nu vă bate joc de lucrurile sfinte. Cu cât sunteți mai nepocăiți, cu atât pedeapsa va fi mai mare. Doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne pocăim, amin?
și te-ai înălțat împotriva lui Dumnezeu prin idolii tăi. Atâția idoli sunt în ziua de azi, de la serviciul nostru, de la prietenii noștri, de la funcțiile noastre, de la banii noștri. Întotdeauna pe primul loc în viața noastră să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin? Dar veți spune unii din voi, dar ce putem noi face? Voi aveți 17, 18, 20 de ani, eu am 51, am avut anii voștri. Noi suntem ispitiți, frate Dragoș. Poate unii din voi aveți deja cugetul pătat și murdărit. Trăim într-o lume plină de păcat și de mizerie. Nu poți să citești un ziar. Eu mai găseam pe locomotivă câte un ziar aducem acasă și tatăl meu are 83 de ani. Spune, măi băiete, vin în coace. Ce ziare citești? Dar nu, l-am găsit, eu să aprim focul, le aduceam. Băi, dar băieții tăi se uită în ziar. I-am văzut eu aceia mici, se uita în ziarele alea și se uită. Așa e literatura noastră. Așa vezi la televizor, așa vezi pe internet, așa se cultivă într-o societate creștină, se cultivă păcatul. Și vezi, spune, dar noi avem deja cugetul întinat. Vestea bună care o am pentru dumneavoastră este că în această seară Dumnezeu ne poate curăți cugetul, amin? Sunt câteva metode, care sunt acelea? În primul rând spune în 1 Petru 1:22. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul și cu D mare, fiți plini de Duh, dragi tineri din Timișoara, fiți plini de Duh, Duhul Sfânt când vine peste noi, când suntem plini de Duh Sfânt, nu mai este loc pentru păcat. Să fie paharul vostru plin și să dea peste el din puterea lui Dumnezeu, amin? Un patron de la noi are tiruri, nu foarte pocăit, dar s-a pocăit. Intră în stăruință pe Duhul Sfânt, cu familia acum, și Domnul botează cu Duhul Sfânt și începe să vorbească în altă limbă. Și un frate îmi spune, cine e el? E un frate de la noi, e născut în pocăință. Dar de ce? Tu știi ce vorbește? Nu. Păi el spune așa, îți mulțumesc, mamă, că de pe patul de suferință tu te-ai rugat mereu pentru mine. Păi mamă, să ai verișoară cu mine, îi bolnavă, stă în pat, de ceva vreme stă în pat. Și mama de acolo, de aceea am spus părinților, rugați-vă, mama se ruga pentru băiatul ei, Nicolae îl cheamă, și într-o zi rugăciunea aceea a ajuns la Dumnezeu, Dumnezeu a îmblat la conștiința lui, a intrat în stăruință și de atunci tânărul ăsta este un om cu totul schimbat. Primul la rugăciune, eu spus, vreau să cânt în cor, am început să dea demnuri de rugăciune și eu curățesc sufletele prin Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt asta face, fraților. Un băiat din Italia a primit Duhul Sfânt și un prieten de-al meu se bucura de vorbirea lui și la un moment dat el spunea așa, îți mulțumesc Duhule Sfânt că ce n-au făcut polițiștii din România și carabiniere din Italia ai făcut tu, mi-ai sădit blândețea, și spunea altele. Și când gata rugăciunea, spune, băiete, vină încoace, tu ai avut probleme cu poliția? O, frate, avem așa o răzvrătire, când vedeam un polițai, mă duceam eu la el. Și în Italia tot așa, mereu am avut ceva cu ei. Păi tu știi ce te rugai prin Duhul Sfânt? Că ce n-au făcut ei, au făcut Duhul Sfânt. Dragi tineri, frați și surori de aici, din adunare, fiți plini de Duh, amin? Eu am un nepot, un băiat de-al usor, mi-a rămas orfan. Cumnatul m-a murit în urmă cu 13 ani. Și în adunarea din Speranța Suceava, Domnul o botezat cu Duhul Sfânt. În anul 4 la medicină și mă întreabă cineva, cine-i băiatul? Și am spus, de ce? Păi el vorbește în altă limbi și spune așa, îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești tatăl meu și nu mai sunt orfan pe lume. El vorbea într-o limbă îngerească și prorocul prin tâlcuire o înțeles asta. Și i-a spus, măi, Paulică, nu mai ești, măi, orfan, că tu te rugai în altă limbă și spuneai că Dumnezeu e tatăl tău și îi mulțumeai lui Dumnezeu. Ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, stăruiți după Duhul Sfânt, fiți plini de Duhul Sfânt și când Duhul Sfânt vine în voi, El vă curățește de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Amin? Amin. A doua metodă de curățire, spune Pavel în Efeseni capitolul 5, versetul 26, vorbind despre mireasă, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Frații mei, simpla citire a Scripturii ne curățește sufletele. Simpla lecturare, citește așa în Biblie și dintr-o dată devii curat.
Ascultarea unei predici îți curățește sufletul. Citiți în Biblie? Care literatura preferată? Am citit tot felul de cărți până în ziua în care m-am hotărât nu mai citesc decât în Biblie și ceea ce e nevoie legat de Biblie. Pentru că sunt tot felul de cărți care ne murdărește cugetul, ne trăște în a păcătui la nivel de cugetul nostru. Recomand tuturor în seara aceasta, citiți Biblia, fraților. Unii oameni nu se pocăiesc că nu citesc Biblia. Am un prieten bun, e plecat în America, un bun recitator. E chemat la o nuntă de doi studenți, o fată și un băiat la facultate, undeva la Galați. El se duce acolo, nunta nu-i la adunare, e acasă și până ajunge la nuntă, programul e gata, s-a terminat, să te iau la masă. O ajuns târziu, s-a năcăjit, o pierdut o noapte pe tren și cineva îi spune, dacă tot o veni fratele Andrei, să spun o poezie, e vorba de Andrei Elisei din Detroit, acum stăm, să recite o poezie. Și îmi spunea mie, dragul, și am citat o poezie, unul cerea sare, la unii mi-e trebuia pâine, doi râdeau și am spus așa ca să scap și mi-am spus, măi, ai pierdut o noapte, nici n-ai slujit, ai cheltuit, pentru ce? Îți reproșa el, pentru că n-ai minte, Andrei. Asta îmi povestea el mie. După câțiva ani de zile venea în tren, era singur în compartiment, intru un bărbat și o femeie. Bună ziua, bună ziua, mai sunt două locuri, da? Și se uită la el, spune, ne înșelăm dacă vă spunem pacea Domnului? El spune, nu, pacea Domnului. Ne cunoașteți? Nu. Dumneavoastră sunteți fratele Andrei Elisei? Da, dar de unde mă știți? N-ați fost la Galați, în urmă, cu-i spune câțiva ani, la o nuntă și a spus o poezie? Da, știți ce poezie? Știu, poezia Biblia. Domnule, eu eram directorul de școală, nevastă mea profesoară de limba română. Și în timp ce dumitale recitai poezia, noi am spus, măi nevastă, avem pereții plini cu cărți, dar o Biblie n-avem. Uite ce spune omul ăsta, hai să luăm o Biblie. Și frate Elisei, am luat o Biblie, am citit, ne-am pocăit, ne-am botezat și suntem plini de bucurie. Și îmi spunea fratele Andrei, Dragoș, m-am dus acasă, așa am plâns, Doamne, iartă-mă pentru cârtirea mea, pentru nemulțumirea mea, că eu n-am cunoscut planul tău. Citești în Biblie? Cât citești în Biblie? Eu am o rușine care am tras într-un sat mic de la noi. Am predicat despre lumină și întuneric și am citat atunci 10 versete, că Dumnezeu mi-a dat memoria asta. Mai erau 10 minute. Fratele Radu Huțu spune, să mai vorbească și fratele Ștefan Socaliuc. Omul ăsta se ridică, se lipește de perete, nu iese la ambon și începe să predice. Cam așa. Fratele Dragoș a citat câteva versete, dar rog să mai citească în Genesa, și am citit, în Țefania, în Apocalipsa, și mai dă vreo 20 de versete pe de rost. Nu asta m-a mirat. M-a mirat când mi-a spus, fraților, știți bine, eu am 84 de ani și am peste 40 de ani de când sunt orb și nu văd. Asta m-a mirat. Când ieșea afară dus de mână de soția lui, în toamnă am fost la mormântarea lui la peste 90 de ani, frate Ștefan, de cât timp nu vezi? De 40 ceva de ani. Spune-mi o vorbă. De unde știi așa de bine Biblia? Frate Dragoș, în ziua în care am rămas orb și mi-am dat seama că n-am să mai văd niciodată, am făcut o înțelegere cu soția mea. Terminăm munca mai repede și în fiecare seară i-am citește o oră din Scriptură. Eu sunt predicator și trebuie să știu Scriptura. Am închis Biblia și printre oameni am plecat. Am plâns în mașină, mi-a fost rușine. Eu am predicat, am cercetat Biblia că trebuie să vin la Elim să predic. Și alții așa fac. Dar omului acestuia îi citea nevasta în fiecare seară o oră din Scriptură. Cât citiți voi din Scriptură care aveți ochi buni? Știți voi că această simplă lecturare ne curățește inima și cugetul? Recomand cu căldură citirea Sfintei Scripturi. Amin? Amin. Apoi știți întâmplarea aceea? O bunică îngrijea de un nepot. Asta o spuneau niște frați din America, de la Menoniți. Și mereu îi spunea, haide cu noi la adunare, că e așa de frumos. Băiatul nu prea voia să meargă. Și într-o duminică îi reproșează bunica, n-ai vrut să vii la adunare, așa de frumos a fost. Și băiatul istiev spune, bunica, dar de unde s-a citit? La care bunica se gândește, spune, nu mai țin minte. Apoi bine că știi că a fost frumos, dacă nici nu știi de unde s-a citit. Fraților, eu știu un lucru, nu o să țineți minte predica mea, punctul 1, 2, 3, nici nu știu dacă au fost punctele astea. Știu asta. Și băiatul a luat-o în coș din uiele,
cum era în curte, a luat o găleată de apă, bunica, hai să-ți arăt ceva, și toarnă o găleată de apă în coș și o ridic. În coș nu a rămas mic. Bunica, uite atâta a rămas în dumitale. La care bunica a spus, vin încoace, băiatul pleca, vin încoace. Îi drept, dar tu ai văzut coșul ăsta, era prăfuit, era murdar. Și când ai trecut cu apa, uite ce curat a rămas coșul. Deci simpla trecerea Scripturii prin tine te curățește, fratele meu. Simpla lecturare, citești un capitol din Scriptură și cugetul tău și sufletul tău este mai curat. Citiți Scriptura, amin? Dacă aveți cugetul întinat și-l aveți unii din voi, că nu se poate, trăim într-un mediu infect și eu îl am și tu, ne lovim zilnic de lucrurile astea, ne rugăm prin Duhul Sfânt. Citind Scriptura, și mai spunea Ioan în 1 Epistolă 1:7, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. În seara aceasta apelăm la sângele Domnului Iisus, amin? Și în numele acesta și în sângele acesta avem curățirea de păcate. Dumnezeu să ne ajute, amin? Ne întoarcem din călătoria aceea din Babilon, i-am adus înapoi și pe cei din Grecia, acei care n-au știut, Domnul nu ține seama, iar voi care ați știut și încă nu v-ați pocăit bine, în seara aceasta aveți ocazia să o faceți, amin? Și Dumnezeu să ne ajute pe toți, amin!